Ce este parodontoza? În primul rând, trebuie să precizez, m-am încercat să răspund și în comentarii, că nu mai există termenul de parodontoză. Termenul de parodontoză se referea la o boală caracteristică tinerilor, dar acest termen a fost îndepărtat din literatura de specialitate. În prezent, există o clasificare din 1999 a unui profesor care se numește Gary Armitage și este pe diferite categorii de îmbolnăvire. Există gingivită și există parodontită. Acestea sunt cele două boli clasice cunoscute de către toată lumea. Mai există abcese ale parodonțiului, există leziuni traumatice, există leziuni asociate afecțiunilor pulpei dentare, adică a nervului. Dar, revenind la afecțiunile clasice, gingivita. Gingivita este inflamația, adică gingiile devin inflamația țesutului moale, inflamația țesutului roz pe care îl vedem noi dacă deschidem gura. Gingiile devin mai roșii, se măresc de volum și sângerează. Acestea sunt semnele cele mai ușor de decelat de către fiecare persoană. Gingivita netratată evoluează către parodontită. Parodontita este tot o boală inflamatorie de cauză microbiană, ca și gingivita, cu afectarea substratului osos. Adică, prin inflamația de la nivelul gingiei, se evoluează către resorpție osoasă. Adică osul care este sub gingie începe încet, încet să se macine. De ce se întâmplă asta? Care sunt factorii care duc la apariția acestei afecțiuni? Factorul cauzal este bacteria. Există mai multe bacterii implicate în producerea bolilor gingivo-parodontale. Există complexe bacteriene organizate într-o rețea tridimensională și într-o strânsă relație cu organismul gazdă, adică cu persoana afectată. Există un răspuns al organismului individual în funcție de agresivitatea bacteriilor. Cu cât o bacterie este mai agresivă, cu atât răspunsul organismului va fi pe măsură. Pe lângă bacterii, există așa numiții factori favorizanți. Există tartru. Tartrul nu este factorul ce declanșează boala parodontală. Tartrul este un depozit dur care acționează în principal printr-un mecanism iritativ. Există o serie de afecțiuni generale, în principal diabetul. Boala parodontală este deja considerată a șasea complicație a diabetului. Există afecțiuni ale sângelui, care sunt asociate cu gingivite, cu parodontite, în special în leucemii. Există o entitate specială de parodontite întâlnite în sindrome genetice, sindromul Down, Ehlers-Danlos, Papillon-Lefèvre, sunt câteva sindrome genetice recunoscute. Și, nu în ultimul rând, trebuie considerat stresul și fumatul. Fumatul are o acțiune clar, bine stabilită, de un efect negativ asupra progresiei și asupra evoluției bolilor parodontale și un efect negativ asupra în tratamentul bolii parodontale. Și stresul este cunoscută și este descrisă în literatură. Gingivita și parodontita sunt descrise, gingivita și parodontita ulceronecrotică, așa numită gură de tranșee, asociată cu un nivel al stresului foarte crescut. Gura de tranșee a fost denumită popular pentru că s-a întâlnit în special în cazul soldaților în urma diferitelor războaie și este caracterizată prin manifestări foarte severe la nivelul cavității bucale. Cum se poate preveni? Se poate preveni prin control periodic la medicul stomatolog,
chiar la medicul nu trebuie neapărat să fie în principal medic specialist, trebuie să fie un medic stomatolog bine instruit, controle periodice, igienizare periodică. Când este cazul? Controle periodice mă refer odată la 6 luni minim. Igienizarea periodică însemnând de tartraj supra și subgingival și periaj, însușirea unei igiene bune acasă, unei metode de periaj pe care să o stăpâniți. Nu trebuie să fie o metodă de periaj foarte complicată, cu un nume foarte pompos, ci trebuie să fie o metodă care să efectueze un periaj eficient. Eficiența periajului se observă utilizând niște tablete revelatoare de placă care colorează, după cum am spus, depozitele de placă. După periaj se folosește această tabletă și pe unde nu v-ați spălat bine, pe acolo sunteți colorat. Se găsesc în farmacii? Se găsesc la medicul stomatolog, dacă le cereți la medicul stomatolog și medicul stomatolog le va procura. La un moment dat existau și în farmacii, dar din câte știu eu, acum sunt doar la depozitele firmelor de produse stomatologice. De asemenea, trebuie folosite și mijloacele adjuvante de igienă, cum ar fi ața dentară, apa de gură, periuțele interdentare în zonele în care papila s-a retras, adică în zonele unde nu mai este gingia perfect la nivelul unde trebuia ea să fie, și folosirea unui duș bucal ce pulverizează un jet de apă combinat după preferințele pacientului cu apă de gură. Ca tratament, ce metode ar fi? În funcție de gravitatea situației. Evident că este în funcție de gravitatea situației. Într-o primă fază, personal ce folosesc eu este un protocol terapeutic pe trei faze. Într-o primă fază este o fază non-chirurgicală, structurată pe câteva etape, ce durează, o evaluare inițială a pacientului, cu modele diagnostice, cu fotografii, cu o evaluare a pungilor, o măsurare a gradului de afectare. Se face de tartraj supra și subgingival și igienizare, se reevaluează pacientul, se face o curățire a suprafețelor radiculare combinată cu folosirea clorhexidinei, atât ca soluție cât și ca gel, după care pacientul este dispensarizat pentru o perioadă de 2 săptămâni, adică mai vine încă o dată și se mai reaplică niște substanțe, pe care 2 luni pacientul este lăsat în pace, se reevaluează și unde mai este cazul, intervine cea de-a doua etapă de tratament, tratamentul chirurgical, în zonele unde mai sunt pungi osoase restante, adică pungi mai mari de 5 mm. Ca ultimă fază a tratamentului este terapia de întreținere a rezultatului cu controle periodice și igienizări când este cazul.